Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal meu, eu sunt ProLaser ca de fiecare dată, oameni buni. Și da, înainte de a începe acest videoclip v-aș ruga foarte frumos să nu ezitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place seria și dacă vreți să continuăm cu cât mai multe videoclipuri. Suntem aici în Don't Starve Shipwrecked ca de fiecare dată, dar înainte de a începe videoclipul aș vrea să vă zic că e posibil ca în acest videoclip să auziți ba o bătaie din perete, ba faptul că plouă afară, păi da. În momentul de față, orașul meu plouă cu gheață. E un fenomen care nu prea se întâmplă atât de des, dar efectiv plouă cu gheață, vă rog să mă credeți. Nu știu exact cum se numește, e ca un fel de grindină, dacă îi pot spune așa, doar că e gheață din aia puțin mai măricică și plouă așa, puțin câte puțin cu gheață din asta, știu. Se întâmplă foarte rar, dar la mine în oraș se întâmplă și... Faza e că nu mai pot să aștept până când se termină ploaia, mai degrabă filmez acum, mai pe dimineață, un videoclip de Don't Starve Shipwrecked ca să-l postez în aceeași zi în care îl filmez. Deci vă dați și voi seama că e o mare panoramă, dar eu sper să nu se audă prea tare toate aceste lucruri pe fundal. Bun, deci suntem în anotimpul de primăvară, din câte țineți voi în minte. Haideți să dau eu o leacă jocul mai încet, pentru că este foarte posibil să nu mă mai aud eu din cauza acestuia. Deci, da, așa cum v-am obișnuit, jocul acesta are setări prea proaste la sunet, am să-l dau mai încet din căști. Sper să mă aud destul de bine pe filmare, dacă nu mă aud prea bine, asta este, cred că un episod, mă scuzați și pe mine dacă nu o să mă aud prea bine. Dar, na, e o mare panoramă cu ploaia, frate, deci efectiv eu nu pot auzi gândurile când am sonorul dat la maxim din căști, chiar dacă am dat ploaia din Don't Starve să se audă foarte încet din joc, dar jocul ăsta stă extrem de prost cu setările și, da, dacă ar fi să schimb ceva la el, cred că aș schimba chestia asta. Bun, hai să punem noi chestiile astea, m-am speriat de cioara aia de acolo sau ce naiba o fi ea. Hai să punem wall-urile astea acelișa. Deci, în cazul în care nu știți ce fac sandbag-urile acestea, practic ele, nu știu din ce naiba sunt făcute, dar sunt făcute dintr-un material care absorbe apa. Deci, practic le punem pe apa aceasta fix în mijloc și ele, practic, ar trebui să o absorbă și să nu existe probleme să ne inundăm pe acelișa. Cel puțin asta e în teorie, nu știu în practică cum e, dar în teorie cam așa e. În momentul de față stau foarte prost cu creierul, vă rog să mă credeți. Un abonat de-al meu mi-a spus în comentariile episodului trecut cam ce mâncare mi-ar crește destul de mult creierul în jocul acesta, mâncare din aia pe care o gătesc și da, am să-i citesc comentariul chiar în episodul acesta. Doar stați să pun în fiecare băltoacă câte un sandbag din ăsta care să o absorbă. Deci haideți să ne uităm în episodul, în ultimul episod de Don't Starve și Proiect Oameni Buni. Sincer să fiu, am cam uitat comentariul acela, deci de data asta mă scuzați. Haideți să vedem. Poți face sushi din 2 limpeți și 2 alge. Ia să vedem noi ce o să facem. Asta mi-a spus Adrian Bucur. Bun, Adriane, hai să încercăm măcar să facem chestia asta. Nu știu dacă o să funcționeze. N-am mai încercat în viața mea să fac sushi în Don't Starve Shipwrecked, dar cred că merită încercat totuși. Deci, hai, mergem și noi, facem rost de ceva alge de pe aici din apă. Și măcar pentru o singură de aia de sushi și hai să ne întoarcem înapoi aici. Nu știu dacă lupii ne-au atacat în episodul trecut, dar nu contează chestia asta momentan. Deci 2 limpeți și 2 alge. Ia să vedem, deci cred că pot mânca oul acesta și să mă duc după limpeți, tocmai în cealaltă parte a insulei și na, să sperăm la cei mai buni, sincer să fiu, pentru că... Nu știu, frate, dacă o să funcționeze. Să sperăm că o să funcționeze, dar nu știu exact ce să spun legat de chestia asta. Tot timpul uit să mă duc prin cealaltă parte ca dacă vreau limpeturi din alea sau să ajung în cealaltă parte a insulei, dar nu contează. Partea bună e că maimuțele astea probabil vor muri și or să-mi dropeze foarte multe banane din astea pentru că or să se ia panaramele alea de ele, muștele acelea care dau... venin dacă te înțeapă. Deci ăsta este un lucru bun, n-am ce să spun. Dar hai noi totuși să mai facem rost niște limpeturi, că n-am venit aici doar pentru 2 bucăți de limpeți. Cred că am să iau mai multe.
Oricum, nu uitați înainte de a începe, de fapt a început deja videoclipul, dar nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place seria și dacă vreți să continuăm cu cât mai multe videoclipuri. Deci am ajuns deja la episodul 50 și... I think 52, dacă nu mă înșel, nu? Da, 52. Da, fraților, episodul 52 este un lucru destul de măreț că am ajuns la un episod atât de... Nu știu, atât de înaintat, bă, în seria aceasta. Hai să continuăm să explorăm insula aceasta. Să vedem ce mai găsim prin partea aceasta a insulei pe care nu am explorat-o, din păcate. Nu știu din ce motiv, dar pur și simplu n-am explorat-o. Ar fi ceva să mai fac o barcă aici și să mă duc... Măcar o plută să-mi fac, nu neapărat o barcă. Și să iau algele acestea. După cum am spus în primul episod, se spune plută, nu barcă. Aveți grijă că toată lumea încurcă chestiile astea două. Dar da, hai să mergem înapoi la bază. Încă nu au venit muștele acelea la suprafață, ele vin de obicei dimineața când începe o nouă zi. Dar mâine cred că am să mă întorc în partea aceasta să-mi fac o plută, să mă plimb cu ea prin toate locurile astea. Sau cel puțin așa sper, nu știu, raft, uitați, raft, o să-mi fac un raft din ăsta. Și am să mă plimb prin partea aceasta a insulei ca să mai fac rost de niște alge de pe jos. Dar... Hai să vedem dacă pot să ajung până la mine la bază, până una alta. Uite, trebuie să o iau pe aici. Ai de capul meu, trebuie să trec fix pe lângă asta dacă vreau să ajung la bază. Mamă, frate, ce era să-mi ardă una. Da, trebuie să fii foarte atent. În timpul primăverii nu prea ai pe unde să mergi pentru că cam în fiecare loc pe unde mergi este apă din asta. Deci, efectiv, insula noastră o să... Oh my fucking god, uitați, a absorbit chestia asta, uitați-vă. Deci s-a dus naibii apa de lângă baza mea din cauza, adică datorită sandbag-urilor. Deci uitați-vă și voi cât de OP sunt sandbag-urile acestea. Vedeți? Am pus două sandbag-uri pe aici, pe undeva, da, uitați, acolo și au absorbit toată apa aceea. Bun. Oh my fucking god, fuck my life, trebuie să-mi pun armura dacă vreau să mă bat cu nenorocitul ăsta. Hai mă, martalogule. Hai să ne batem. Mai fumezi? Bun, hai mai repede. Îl batem imediat, nu vă faceți griji, oameni buni. Aveți puțin încredere în mine, păi nu? Bun, s-ar putea să răcesc într-o bună zi, pentru că... Nu știu de ce, dar se termină iarna, practic, pentru că mai avem puțin și ajungem la jumatea lunii februarie. Dar, efectiv, mă simt de parcă ar reîncepe, sincer, pentru că... Nu știu, frate, uitați-vă și voi, încă este frig afară, foarte frig chiar. Și, nu știu, e foarte ciudată iarna asta, să-mi bat piciorul. Da, cam în fiecare an mă plâng că iarna este ciudată, sincer să fiu. Bun, hai să omor fantoma asta mai repede. Nu știu câte ori să mă mai atace, dar să sperăm că după ce l-o omor pe ăsta o să-mi crească destul creierul. Să sperăm. Hai, boss, câte lovituri mai trebuie să-ți mai dau? Bun, gata, atât. Îți ajunge și ție. Dă-te încolo. A venit altul din ăsta greu de bătut. Bă, da, mă enervează ăștia că sunt atât de rapizi. Totuși, cel mai enervant, dar ceea ce urma eu să zic, cel mai enervant e când te atacă doi în același timp. Sau când mai e foarte puțin și îl bați pe unul, dar el se gândește să dispară, pentru că ne, de ce nu? Haide, bossule, hai să ne batem o dată. Bun. Gata, hai, încă câteva lovituri și... Cred că îl cam bat. Gata, bun. Ăla-i. Hai să... Duc și mâna aceea acolo. Și să vedem momentul adevărului. Ba nu, nu e niciun moment al adevărului pentru că vine nenorocitul ăsta după mine. Deci, aș fi vrut să încerc să văd dacă merge sushi să fac. Așa cum mi-a zis abonatul meu. Dar hai să vedem totuși. Adică da, poate merge să fac sushi, dar întrebarea e, ăla îmi crește creierul sau îl fac așa de amboule? Nu știu, eu v-am întrebat de o mâncare din asta care îmi crește creierul foarte mult. Nu știu dacă o să funcționeze sushi, dar... 12.32. Bă, 20 de bucăți de hunger. Din greșeală am atacat ăsta, dar nu știu dacă o să mai absorbă chiar atât de mult, dar eu sper să absorbă apa. Mă rog, nu contează atât de mult sandbag-urile acestea. Am să am eu grijă de ele, mai avem 10 sandbag-uri la noi.
Hop așa, dar văd că s-o pus iarăși apa acolo așa. Nu știu de ce, dar sunt mai mult ca sigur că o să o absoarbă. Bă, nu știu, s-o pus din nou apa acirișat, dar ați văzut și voi, când a venit seara nu se mai vedea apa aici, deci nu știu care este faza exact, dar oricum măcar știu că pot să-mi fac chestia aia, mă. Pot să fac sushi că o să-mi crească creierul, deci n-am ce să zic. Da, sper să nu vină acum muștele alea nenorocite după mine, dar hai totuși să mai deschid câteva chesturi. Băi, eu n-am vainuri din alea? Ești nebun la cap? N-am vainuri? Adică ar fi trebuit să am o grămadă, what the fuck? Pot să jur, mamă, ce panoramă. Deci, pentru un raft am nevoie de 3 vainuri. Ok, hai să mă duc să văd ce naiba mai fac cu... Mașetiul ăsta, nu mai am alt mașetie? Nu mai am alt mașetie, nu-i așa? Nope, nu mai am niciun alt mașetie, din păcate. Hai totuși să pun Nightmare Fuels astea, acelișa. Și o să mai fac un mașetie, pentru că ăsta nu o să-mi ajungă. Aproape o să-mi ajungă, dar nu o să-mi ajungă chiar pentru tot. Dar hai să vedem. Unde găsesc și eu niște vainuri din alea? Vă rog frumos, dați-mi și mie câteva. Aici o să se bată ochișorii cu muștele acelea enervante. Din câte puteți vedea, s-au făcut lacuri din astea micuțe, acelișa. Da, momentan sunt micuțe, dar după ce o să mai plouă de vreo 2-3 ori, o să trăim pe o insulă... pe o insulă... Cum naiba se spune? Pe o insulă subacvatică. Deci, pe bune. O strem pe, o strem în ăla, mă, în orașul ăla de sub apă. Cum naiba se zicea? Atlantis, parcă, nu știu. Oricum, nu contează atât de mult. Atlantis mi se pare că se zicea, dar oricum, nu-mi pas. Bun, hai să tem chestiile astea de pe acelișa. Ah, uite bă, că am aici un machete și eu nici măcar nu l-am văzut. Ok, bun atunci. Uite un fluturaș. Bă, ar trebui să-l omor și pe ăsta. Gata. Iarăși a început să plouă, din păcate, nu contează, nu vă faceți griji, prieteni, tot o să rezistăm noi cumva, cumva, sper cel puțin. Nu promit nimic, nu promit nimic, că poate mă incriminez, dracu, și n-am niciun chef de chestia asta. Dar, unde naiba putem și noi spunem pluta noastră? Jocule, unde pot să pun pluta? Uite aici, bun, gata. Deci asta este pluta noastră, are ceva viață. Nu chiar atât de multă, dar nu contează. Nu prea multă că strică, știți cum se spune. Cei mulți strică. Bun, hai să continuăm noi să mergem prin locurile acestea. Să vedem dacă mai dăm de câteva alge. Măcar o singură bucată de alge din astea ar fi de ajutor. Serios, chiar m-ar ajuta foarte mult. Nu știu dacă o să mai dăm măcar de una. Uite acolo. Sau nu, uite aici, bă, gata. Hai, m-am făcut cu câteva alge. Două bucăți de alge. Mai mult nu am neapărat nevoie de mai multe. Ideea e că mi-am făcut această plută acilișa, care și-a pierdut deja din viață, dar nu contează. Mă miră cum n-au ieșit încă muștele acelea enervante, dar trebuie să ajungem foarte repede la bază, din cauza că se pune apă acolo așa și noi trebuie să punem deasupra apei sandbag-uri. Am auzit la cineva că trebuie să pui sandbag-uri dacă vrei să absoarbă apa, ca să nu mai ai treabă cu apa. Și, na, ori să ocupe și sandbag-urile alea ceva spațiu în baza ta, dar e mult mai bine, după părerea mea, decât să ai apă. Adică ziceți și voi, nu? Pentru că uitați-vă și voi, peste tot unde mă duc sunt bălți din astea cu apă. Sincer, v-am mai zis, de la începutul playthrough-ului ăstuia cu Wickerbottom, nu sunt sigur dacă o să ajungem noi să jucăm și în anotimpul de vară, pentru că jocul ăsta este pur și simplu prea greu și abonații vechi știu că eu nu m-am priceput absolut niciodată la Don't Starve Shipwrecked. Deci niciodată nu m-am priceput la jocul ăsta, frate. Absolut niciodată. Dar uite că am o grămadă de lag și nu prea îmi place chestia asta. Jocule, what the fuck, de ce am atât de mult lag? Ar trebui să ajungem noi mai repede la bază. Oh my fucking god, cât lag am. Totul din cauza ploii, frate. Cel puțin așa cred. Oh my fucking god, ce m-am speriat să mor eu. Mamă, ce m-am speriat. Doamne. Bun, hai să prăjim noi toate chestiile astea repede.
Gata, ar trebui ca lagul să treacă. Nu știu de ce am atât de mult lag în momentul de față. Probabil din cauza ploii și din cauza faptului că sunt o groază de particule în momentul de față, dar n-am ce să fac, frate. Data viitoare, deci de acum încolo, în orice lume pe care o să o am, și din Don't Starve, Reign of Giants, și în Don't Starve, și Project, nu o să o mai aleg pe Wickerbottom niciodată. Deci mă jur că nu o să o mai aleg pe Wickerbottom niciodată. Pentru că, deși ai nevoie de mai puțin gold ca să-ți faci alchimie engine-ul și toate celelalte chestii, pentru că ea practic e un fel de science machine, nu se merită, frate, pentru că ea nu vrea să doarmă în cort, nu vrea să doarmă în siesta lui tu, nu vrea să doarmă nicăieri. Și asta înseamnă că nu pot să-mi cresc creierul prin chestiile acestea. Deci, Wickerbottom este cam cel mai prost caracter din Don't Starve de până acum, sincer, după părerea mea. Nu știu după părerea voastră cam cum e, dar după părerea mea e chiar extrem de prost. Și uitați că vin și nenorociți ăștia doi după mine. Bă, dar mai lăsați-mă în pace, în pana mea. Bă, dar vin doi din ăștia răi. Oh my fucking god, unul mi-a fript una, din păcate. Bă, nu mă pot bate cu doi de ăștia. Două în sânge de treabă. Oh my fucking god. Se mai și teleportează așa de-am pulea. Maimuțele astea mi-e frică că poate nimeresc una din ele și o să mă enerveze tare mult. Ia să văd, poate e o soluție să sar pe barcă? Da, a fost o soluție. Ești nebun? Mamă, ce deștept îs. Să-mi bat picior dacă nu. Bun, gata. Hai să sperăm că trecem și de ziua asta foarte repede. Ia să mai facem un sushi de ăla. Mai îmi crește și mie creierul, puțin măcar. Chiar dacă nu crește la fel de mult cum... Bă, ești nebun, bă, frate, am stricat sandbag-ul ăsta. Pentru că apăs CTRL-F în continuu, din păcate. Nu știu de ce tot fac acest lucru. Pentru că, na, n-ar trebui... Adică dacă ar avea jocul ăsta mintea lui Don't Starve Together, n-ar trebui să lovesc sandbag-urile. Ar trebui să lovesc adversarul. Dar na, el e mai prost jocul ăsta. Bun. 10 îmi crește. Deci nu-mi crește nici măcar 20 cum am crezut eu. Deci îmi crește 10. Sushi astea, deși îți cresc, e foarte greu să le faci. Plus de asta nici măcar nu-ți cresc chiar atât de mult. Da. Nu știu dacă se merită să mă duc pe apă în fiecare episod să fac rost de alge ca să fac rost de sushi. Sincer, după părerea mea, nu se merită. Deci, pe bune, nu se merită după părerea mea. Dar... Na, cred că un lucru mai bun nu prea pot să mai fac. Deci, da. Un lucru care să mă ajute mai mult de atât. Sincer, deci nu prea mai există lucruri pe care să le fac în pana mea. Decât mai există o singură chestie. Dacă e, mă duc, fac rost de carne de crab. Plantez, uite aici ceva. Și o prăjesc repede, nu, o pun la drying rack, la asta mă, la drying rack, îmi fac un drying rack și aștept să se facă carnea aia și îmi cresc creierul cu chestia asta. Sincer, asta ar fi cam ultima soluție pentru mine în momentul de față, dar sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share la prietenii voștri și dacă sunteți noi pe canal să vă abonați. Sincer să fiu cu voi, prieteni, nu știu cât mai pot supraviețui în lumea aceasta de Don't Starve și Project, dar vă spun, dacă nu supraviețuiesc acum, nu o să mai aleg pe Wickerbottom niciodată, ok? Niciodată, pentru că a fost cea mai proastă alegere a mea. Deci dacă ar fi fost Wilson în locul ei, ar fi fost genial și m-aș fi descurcat mult mai bine. Dar nu contează. Deci sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share la prieteni. Dacă sunteți noi, să vă abonați și să dați și un comentariu dacă vreți să mă ajutați cumva. Și noi ne revedem data viitoare. Vă salut! Pa! Hangover, 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 party's over.